Încă un primar trece în tabăra PSD. Este vorba de ex-liberalul Ioan Liviu Lință, care a anunțat că va candida pe listele socialdemocraților. Edilul de la Vața de Jos spune că a luat decizia pentru că are câteva proiecte care bat pasul pe loc și este nemulțumit de ceea ce se întâmplă în organizația județeană a PNL. Primarul comunei Vața de Jos este la primul mandat ca primar și mai are la activ unul de viceprimar în perioada 2012-2016. Ioan Lință spune că a candidat pentru că a vrut să facă lucruri bune pentru oamenii de aici. Același motiv l-a determinat să se alăture echipei PSD Hunedoara. De ce? Pentru comuna Vața de Jos până la urmă, pentru că mă interesează investițiile care se vor face în viitor în comuna Vața de Jos. Dar ce decizie ați luat și când? Păi, na, am luat decizie că voi candida din partea Partidului Social Democrat la Vața de Jos. Mai multe aspecte m-au determinat să fac acest pas. Destul de greu pentru mine, pentru că am făcut parte dintr-o echipă a Partidului Național Liberal și consider că mi-a fost destul de greu să iau această decizie, dar nu m-am gândit neapărat la mine, m-am gândit mai mult la ce se poate întâmpla în comuna Vața de Jos. În ultimele săptămâni, mai mulți primari liberali din județ au anunțat că vor candida pe listele PSD. Anunțul despre alăturarea edilului din Vață la echipa PSD Hunedoara a fost făcut în premieră la emisiunea Ora Exactă de președintele socialdemocraților hunedoreni, Laurențiu Nistor, șeful Consiliului Județean. Primarii vor să vină la PSD, nu o să fiu atât de nesimțit să-i refuz, plecați că la noi partidul este închis. Partidul Social Democrat este un partid deschis și față de membri și față de primari și față de oricine. Nu suntem un partid închistat în noi. Nu suntem un partid care, vai, nu mai vreau să vină altul la mine că s-ar putea să fie mai deștept ca mine și să-mi ia locul. Dacă tot se supără că le-am luat 4 primari, că până cei 3 a mai venit și cel de la Cerbăl. Îi anunță acum pe cei din conducerea PNL, pe doamna președinte, pe domnul prefect, că mâine, sau de fapt de sâmbătă, a mai trecut un primar la noi, primarul de la Vața. Un om extraordinar. Comuna Vața are 13 sate și este a doua din județ ca suprafață. Primarul spune că are mai multe proiecte pentru care nu reușea să obțină sprijin suficient. Se declară nemulțumit de ceea ce se întâmplă în organizația județeană a PNL Hunedoara. Sunt multe chestiuni, n-aș vrea să intru în detalii, pentru că eu mi-am spus ofurile în toate ședințele unde am avut ocazia să le spun și nu se prea întâmplă mare lucru în discuțiile care le-am avut cu conducerea Partidului Național Liberal. Nu ați fost sprijiniți cum trebuie primarii? Că... Da, oarecum n-am fost chiar sprijinit. Eu am cam câteva proiecte importante și aceste proiecte eu consider că bat pasul pe loc. Și acesta a fost un deranj foarte mare pentru mine, pentru că eu consider că Comuna Vața de Jos este o comună importantă din județul Hunedoara și cred că trebuia să fim tratați cu mai multă importanță, să zic așa. Edilul de la Vața spune că nu pleacă singur la PSD, ci însoțit de echipa sa, adică viceprimarul și câțiva consilieri locali.